Bine ați venit la o nouă lecție. E miercuri seara, ora 7. Jeanu Vlad vă prezintă niște analize de partide. O să ne uităm astăzi pe parcursul lui Magnus Carlsen la turneul de la Tata Steel. Bineînțeles, o să ne focusăm pe victoriile lui Magnus Carlsen. Remizele n-au fost așa de interesante. Nu știu ce a făcut astăzi. N-am intrat încă să văd exact cum stă. Poate o să ne uităm la un moment dat în timpul lecției să vedem ce face și astăzi. Din păcate, data trecută am făcut partidele lui Dieter și v-am zis că în caz că va recidiva și va mai câștiga și el o partidă, o să mai vedem și pe aceea. Din păcate, pentru noi n-am mai câștigat nicio partidă, ba chiar a pierdut una la jucătoarea de pe ultimul loc. A jucat destul de slab partida aia și normal că aș pierdut-o. Așadar, dacă cu Dieter nu se poate, să-l dăm drept exemplu pentru seara asta, o să-l dăm exemplu pe Carlsen. De asemenea, o altă idee era să vorbim despre partidele de la Gibraltar, acolo unde în prima rundă Anand a remizat cu Sidonia Vaida. Era interesant de văzut și partidele de acolo. Dar am preferat pentru astăzi totuși să facem Tata Steel-ul, ce putem face din partenerele lui Carlsen și după aceea, după ce se termină și Gibraltarul, poate o să vedem și de acolo ceva partid interesant. Acum, Carlsen în ultima vreme nu mi se pare să mai aibă ceva probleme, pur și simplu reușește să domine în continuare. Pe aici, pe acolo, însă, le mai permite unor jucători să țină remiză în mod repetat. Spre exemplu, lui Giri îi permite inexplicabil să țină remiză mereu. Începe să aibă probleme cu jucători care până acum nu avea nimic de discutat. Cu Naidici, l-a bătut Naidiciu de două ori, l-a mai bătut câte unul. La șah rapid și la blitz nu s-a descurcat extraordinar, dar mă rog, a câștigat unul dintre evenimente, la celălalt n-a ieșit foarte bine. Cumva, eu îl văd în continuare dominant și îl văd ca fiind cel mai bun jucător din lume. Numai că și ceilalți se devin mai buni. El nu cred că a mai crescut atât de mult pe cât și-a dorit. El a zis la un moment dat că: Magnus, ce-ți dorești în continuare de la șah? Și a zis: îmi doresc să joc din ce în ce mai bine. Nu cred că se întâmplă chestia asta pentru el. Mi se pare că momentan stagnează. Nu știu ce s-a întâmplat cu el, nu știu. Nu mai lucrează la fel, nu mai înțelege la fel, are și alte probleme, gagici și alte nebunii, dar ideea e că nu mi se pare că reușește să crească la fel și se apropie ceilalți. Asta e problema, că se apropie ceilalți. Din ce știu, la Tata Steel chiar o să aibă o problemă, o să joace cu So. Nu știu când joacă, nu m-am uitat, dar aia cred că va fi iarăși o partidă destul de dificilă pentru Carlsen. Nu-l văd foarte bine în partida cu So. Nu știu dacă joc, poate avem noroc și joacă astăzi și ne uităm și la ei. Dar nu-l văd foarte bine în partida aia. Vedem ce urmează. Pentru început, să ne uităm la partidele jucate de el la Tata Steel și câștigate. O să încercăm să analizăm cât de bine putem și să vedem cam care este diferența între Carlsen și ceilalți jucători. Nu pot să spun neapărat că toți sunt de top, și la jucători buni de la Tata Steel. Spre exemplu, acum prima parte e contra lui Van Veli, care e un jucător vechi și bun, dar din păcate pentru el are acum cu 200 de puncte sub Carlsen. 200 de puncte la nivelul ăla sunt vreo 500 de puncte în mod normal la alt nivel, deci e o diferență colosală între ei. A scăzut Van Veli foarte mult. Bun, o să vedem totul din perspectiva lui Carlsen, să vedem cât de ușor ne este să câștigăm ca și Carlsen. D4 cal F6, C4 G6, cal C3 D5. Carlsen nu e neapărat un expert în deschidere, așa lasă să pară la prima vedere. Cu toate astea, cred că are o cultură șahistă foarte bogată. Și pur și simplu el știe de foarte multe deschideri, știe foarte multe idei în deschidere. Nu cred că s-a chinuit sincer să le învețe pe de rost. Mai degrabă îl văd ca un jucător care se pregătește pe idei. Foarte puțin se pregătește la adversar, mai mult își vede el de ideile lui în deschidere și îl văd dispus și capabil să joace cam orice. Nu are mereu
ultima teorie, cea mai tare teorie, de obicei are sideline-uri, de obicei are idei vechi care încearcă să le revitalizeze, sau dacă nu chiar vine el cu ideile lui noi, dar care nu schimbă cu multă aprecierea poziției, adică nu reușește să obțină un mega avantaj, pur și simplu joacă acolo. Ca și pregătire teoretică, mi se pare un pic inferior, spre exemplu, lui Anand, un meciu pentru campion mondial. L-a făcut Anand când a fost vorba de teorie. Când a fost vorba de joc practic și de deschideri de 2 lei, Carlsen n-a fost mai bun. Nebun F4, nebun G7, 3, rocadă mică, atunci C1, nebun E6, nu e chiar cea mai jucată. Este un grunfeld interesant. O soluție pentru alb aici părea să fie damă B3, dar la joc agresiv, la corespondență au găsit C5, damă B7, damă B6, damă ia B6, ia B6, nu se poate latura că nu se putea latura că prinde damă și are și idei de damă B2 spre coadă. Și atunci genul ăsta de poziție pare a fi cu inițiativă un pic pentru negru. Deși are structura distrusă, avantajul de dezvoltare și slăbiciunile A2-B2 pe acolo, la un moment dat o să compenseze. Cred că egalitate aprecierea care trebuie. Albul n-a vrut să joace asta, n-a știut, nu mă întrebați. A făcut mutarea CD5, cal D5, cale la D5 și acum Carlsen a bătut cu nebunul pe D5. De obicei se bate cu dama pe D5, dar se intră într-un final, zic eu, ușor preferabil albului. Nu este mare scofală, dar atâta timp cât albul va reuși să-l împiedice pe negru să spargă cu E5 sau C5, e de preferat finalul pentru alb. Poate nici nebun C4 nu e neapărat cea mai bună mutare. Consider că oricum albul e cel care are prima șansă, dar nu-l văd pe Carlsen chiar pierzând asemenea poziție. Poate cu Aronian. Aronian poate l-ar dovedi ușor, ușor, dar altcineva nu cred. Nebunia de 5 nu este chiar așa de des întâlnită. Mi se pare că erau câteva partide doar, corespondență plus șah normal. Nebunia C7, damă D7. Nebunul se retrage pe G3 și acum noutatea a fost nebunia la A2. Culmea e că s-a mai jucat o partidă Sgirov cu Navara, tot așa, tot în poziția asta, unde negru a continuat modest, cal C6, cale 2, E5 acum care e o greșeală și după D5, cale 5, albului a scăpat următoarea fiță, nebun E5, nebun E5, turn C5 pe legătură. Nu poți să scapi de legătură momentan, tură de 8 și E4. Eu am pus ca apreciere plus pe minus, dar ținând cont că suntem oarecum în deschidere și nu știu eu exact ce au pregătit fiecare, evit să mă pronunț. Dar la prima vedere, albul e câștigat. Evit să mă pronunț pentru că totuși este un jucător gen Navara care a jucat chestia asta. Cred că a greșit, da, dar nici nu sunt ferm convins că aș putea eu să-l speculez și că l-aș trage la răspundere. Poate a gândit el ceva, poate avea ceva de acasă, poate aparent albul stă mai bine, dar nu știu. Prefer să evit să mă pronunț ferm. Cred că a greșit, nu știu. Negru a venit cu, ca să n-a venit cu noutate aici, așa a jucat nebunia la A2, care în sine nu este o mutare proastă. Acum, poziția, bineînțeles, este o structură de Grunfeld, singura chestie e pionul pe B2, nu pe A2. De obicei, în Grunfeld e pionul pe A, nu pe B. Negru are A și B, care pot la un moment dat să se transforme într-un pion liber, în timp ce albul are un avantaj în centru și puțin mai mult spațiu în centru datorită pionului de pe D4. Sunt cu bune și cu rele. Aici, când este diferența între jucători, de exemplu, albul va câștiga pentru că va reuși să valorifice spațiu, negru va câștiga pentru că va reuși să-și facă un pion liber. Sau îl va amenința mereu cu pion liber și va face altceva. Bune și rele. În partea a continuat cu cale 2 ca să-și aducă calul la C3. Dacă ar fi încercat să-i prindă nebunul, negru se scotea cu damă D5. Nu permite nebun C4 din cauza lui nebun, du damă ia la G2. Și de asemenea, în caz că ar fi continuat turn C5, damă B3, ce am pus eu pe aici, în sfârșit se vedea avantajul negrului. Ușor, ușor, de la egalitate se ajunge într-o poziție mult mai bună pentru negru, pentru că el va reuși mai ușor să-și valorifice avantajul, anume pionul liber, în timp ce albul, spațiu și centru nu prea contează momentan. Albul a jucat bine cale 2, să-și scoată piesele.
nebun de 5, calce 3, nebun c 6. Nu vrea să cedeze perechea de nebun, că îi lasă lui Van Veli un avantaj și nu, preferă să evite. Aici Van Veli a jucat h4, care mie mi se pare interesantă. Va deveni o poziție complicată, ambii regi par în nesiguranță, și ăla pe 8 că voi deschide h-ul, dar și regele pe 1 că e nerocat. Alternativa mai calmă, prin f3, nu prea sunt convins că era bună. Pentru că venea și Carlsen, își împingea pionii. Deși, ca apreciere, probabil că albul nu are nicio problemă. Poate oricând să-și pună în mișcare prin nebun F2, E4, D5, pionii sau chestii de genul ăsta. Iar faptul că negru are pionii avansați pe H5, B5 nu înseamnă mai nimic. Cumva, cred că aici a reușit să-l dovedească Carlsen, pentru că reușea primul să-și valorifice ideea de avantaj. Iarăși, diferență foarte mare între jucători. Nu, poziția contează la fel de mult. Carlsen l-ar fi bătut cu alb. H4 oricum e o mutare destul de ciudățică, dar interesantă. E plăcut să vezi și astfel de idei. Tură de 8, bună. Dama B3, se continuă dezvoltarea. Dama F5, nu sunt neapărat convins că a fost o idee corectă. H5, E6. Negrul încearcă să se apere. HG6, HG6. Aici, într-adevăr, se constată o idee destul de proastă a albului, aceea că a jucat damă D1 cu ideea să aducă nebunul pe D3. Ceea ce înseamnă că a jucat damă B3 la mutarea 14 și acum a revenit cu damă D1 și deci a pierdut niște tempori, e greșit. Cu toate astea, alternativa propusă de calculator mi-e greu de crezut că ar trece oricui prin cap. Ce-i drept când analizăm liniștiți acasă, avem calculatorul, băgăm engina, hai să vedem ce zice engina că e cea mai bună mutare, alegem mutarea respectivă, ce prost a fost Van Veli, ce prost a fost Carlsen. Cu toate astea, la partide noi probabil că am dat o piesă în două mutări și am pierdut partida. Mult mai simplu este să ne gândim cum văd jucătorii la partidă poziția asta. Spre exemplu, cal B5 pare interesantă. Că te duci în față cu piesele, ai și amenințări concrete de cal C7, cal D6 la un moment dat, dar cu toate astea ce faci dacă nu-ți merge? Ce faci? Joci cu calul din C3, te duci la B5, după aceea te duci la C7 și dacă nu-ți merge, ai rămas cu calul pe acolo. Cumva asta încerc să vă spun. E foarte ușor să-ți asumi riscuri la analiză. La analiză, dacă vrei să-ți asumi riscuri, apeși Space și dă calculatorul o mutare foarte interesantă. Și tu zici, păi da, asta aș face și eu la parte, dar nu e adevărat, la parte nu prea îți vine să faci mereu chestii de genul ăsta. Eu n-aș face mutarea cal B5 la parte de cu alb. Cal B5 într-adevăr era o idee bună, cal D7. Aveam multe posibilități aici, albul să obține un mic avantaj. Consider că cea mai interesantă pentru mine era nebun C7 cu tempo, turn flop și F3. Blochez momentan nebunul, după care reușesc să-mi termin dezvoltarea cu nebun D3, rege F2 la nevoie. Vedem noi pe urmă, dar stau rezonabil. Cu toate astea nu se vede cal B5 ăla exact ce face. Dar nu merge turn C8, are și el ideea lui. Mutarea calculatorului nebun de 3, damă G5, cal C7 în tură, cale 6, exact ce aș fi văzut și eu, da? Deci exact ce aș fi văzut și eu și nu se termină încă. La fel E6 normal se pierde. Dama 5, șah, rege 2, nebun de 5, eu aici m-aș opri. Dar nu, există cal de 8, turn C1, la nebun B3, turn C8 și e cu probleme. Cum ar? Turn C1, calea la B7 intermediar, nebun B3, cal la 5, e tura în priză, dați iau nebun. Dar exact cam același lucru aș vedea și eu dacă ar fi să încep cu mutarea cal B5, fix varianta asta aș vedea-o și eu. Este, bineînțeles, prima linie a calculatorului a enginei mele, nu știu, poate alte engine sunt mai deștepte. Dar să vezi până aici, mi se pare inuman, evident. El a jucat damă D1, care totuși a primit două semne de întrebare, mai ales pentru faptul că nu mi se pare o mutare de inițiativă. Dar atâta a găsit el. Cal D7, nebun de 3 în sfârșit, dama 5, rege F1, cal F6. Poziția este haotică și dezavantajul albului este că e foarte, foarte stresat la timp, nu prea are timp pe ceas. A consumat, nu mă întrebați la ce, e pe ultimele minute. Ok. De stat vă spun eu că aprecierea albului stă o idee mai bine. Uitați-vă la poziție și încercați să-mi găsiți niște planuri de joc pentru alb
După care o să vă prezint planurile calculatorului. Nici de cum nu vă prezint planurile mele pentru că eu nu am găsit niciun plan. Dar o să vă prezint planurile inginei. Deci încercați puțin 2-3 minute să găsiți un plan pentru alb. Între timp, am pregătit chestia asta, o să vedem câte un filmuleț. Să sperăm că se aude bine. Cum să facem să vedem și filmulețul, dar să avem și tabla. Pentru cei care vor să uită la filmuleț, se uită la filmuleț. Pentru cei care se pregătesc să facă șah, se uită la șah. Ia să facem așa. Așa, sper să se vadă amândouă. Cine vrea să uită la filmuleț, cine nu vrea să uită la tablă și încearcă să găsească planuri pentru alb. Filmulețul e o parodie despre Carlsen, făcută de nordici. Cum se comportă el la partidă. Sper să se vadă și partea de jos. Să-l vezi pe Carlsen live și chiar făcând chestiile astea, vă spun eu că e un deliciu. Exact așa, scârbit, scârbit total. Nu-i vine să creadă că joc cu pațărul ăsta. Cam așa cred că e, cam așa a făcut și cu Van Veli, cu siguranță. Se mai strâmbă la el. Ce stă ăsta să gândească, mă? Mută, moșule! Cam ăsta e Carlsen parodiat. Mie mi-a plăcut foarte mult videoclipul ăsta. Urmează să mai vedem și altele. Revenim la oițele noastre. Gata. O secundă. Nu fi picat chat-ul. Sau n-ați vorbit voi nimic. Și asta e posibil. Bună seara, bună seara. Andrei, o să mai joc pe Legends înainte de lecții? Nu știu. Habar n-am când. Văd dacă facem antrenament, dacă mai facem lecție data viitoare, poate o să facem. Ce nu ți se pare? Andrei, ce nu ți se pare? Nici mie nu mi se pare. Nu știu ce nu ți se pare. F3, nebun F2, turn C2. E rezonabil, Daniel, da. E un plan rezonabil. Nu zic că e slab, că e bun, mi se pare rezonabil. Vrei la o adică să-ți îmbunătățești și tu pe acolo piesele? Salutare, salutare. Cu toate astea, ce nu-mi place la... Deși F3 e ok, nu dau seama cum o să mai faci cu regele ăla. Sau poate îl lași pe F1. Nu-mi dau seama exact, Daniel, ce o să faci. Dar pare interesant. Nu cred că există un plan corect aici. F3, rege 2. Turn H3, damă H1, nebune 5, turn C2. Ok, ordinea... Înțeleg că pot să-mi o aleg eu ca să meargă cât mai bine planul tău. Rezonabil și asta. Dar nu o să-l faci mat pe Carlsen, adică la sfârșit când faci tu și toată șmecheria, stai bine, recunosc, dar o să joace rege F8 și nu există mat. Ia uite altul, Călin. Călin, nebune 5, turn H2, G4, G5. Iar vrea să-l facă mat pe Carlsen. Damă D1 nu este logic, Andrei, dar asta a jucat în partida. Nu știu ce să zic, nu vreau să premiez niciun plan, adică mi se pare că toate planurile voastre sunt rezonabile. Cu toate astea, sper să înțelegeți că sunteți foarte lenți, adică chiar o să dureze până vă faceți voi planul. Adică în afară de F3, nebun F2, care evident ți-l făcea imediat, restul s-ar putea să dureze. Nu-mi dau seama ce vă face negru între timp. Spre exemplu, tură C8, B5, B4, poate vă mai stresează cât un pic, deci să vă gândiți și la ideea asta că... Negru fiind Carlsen, o să vină peste voi.
mie mi-a fost greu. Deci am stat pe poziția asta ceva timp și am zis, hai mă, să găsesc și eu un plan, să le prezint la lecție un plan, adică să nu ajungem în poziția asta și eu să nu știu ce să le zic. Mă, și n-am găsit ceva concret. Deci nu am găsit un plan concret aici pentru alb. Cu toate astea, nu e de tine pe partea aia, Alexandru. Partea aia e a negrului, acolo e jocul negrului. Nu-ți permiți să dai B4, B5. Cu toate astea am zis, ok, nu mă pot face eu de râs să vă spun un plan care e greșit, dar pot lăsa engina. Engina o să vă spună niște planuri, o să muriți de râs. Am luat mai multe planuri. Deci engina nu e proastă, engina are planuri. Primul plan, turna 1, l-am lăsat la un anumit depth. Deci nu i-am dat space. Damă B4, damă C2 să-și apere pionul. A6, tură C1, n-am înțeles. Tură C8, rege G1, dama A5, damă D1. Asta e una dintre linii. Așa a înțeles engina. Deci e ca și cum ar fi jucat în 4 mutări rege G1. Următorul plan să încep cu rege G1, că am văzut, da? Rege G1, turn A la C8, damă E2, rezonabil, chiar nu începeam să înțeleg. A6, damă F1, aici n-am mai înțeles. Damă B6, damă E2, iară mă depășește, nu înțelegeam ce vrea calculatorul. Și ultima, damă C2, a pus dama greșit, turn C8, rege G1, A6, turn H3, iar nu înțelegeam, nebun B5, tură D1. Ce vreau să vă arăt este că genul ăsta de poziții, deși pare că pot fi înțelese, că poți să-ți faci un plan pe care să-l faci conform celor trei întrebări, conform unor alte planuri, unor alte criterii de apreciere, bla bla bla. Nu se pot face planuri mereu. Câteodată trebuie pur și simplu să ai o idee și să încerci să continui partida mai departe, mai vezi ce face adversarul. În poziția asta mie mi se pare imposibil ca exercițiu de rezolvat pentru alb să găsească un plan bun. Mi se pare imposibil. Pentru că nu cred că există un plan care să fie mai bun ca celălalt. Probabil că planurile bune trebuie să fie cele care limitează contrajocul negrului, astfel încât să nu aibă pic de contrajoc și mai mult nu pot să emit pretenții. Unele dintre mutările calculatorului văd că nu le-am salvat, includeau chiar și o mutare de genul tură H2, ca să se apere pe G2. M-a depășit. În partea asta a continuat cu nebune 5. Rezonabil, că totuși parcă are o idee. Turna la ciop, damă D2. Asta nu e neapărat cea mai bună mutare, dar are o idee. Cal G4, nebunia la G7, regia la G7, F3. Dă în cal. Acum, negru, dacă vrea, fără probleme, poate să continue cu cal F6. Rege F2, damă B4. Din nou, albul are aceleași probleme pentru că nu știe ce plan să facă. În caz că îi va reuși cumva să joace E4, cumva, va exista tură H8 și negru se apără fără probleme. Deci nu-i mare problemă pentru negru. Cu toate astea, ținând cont că albul are puțin timp, negru a făcut mutarea damă G5, care sacrifică o piesă. F ia la G4, turn ia la D4. Obiectiv, negru are ceva compensație și inițiativă pe piesa sacrificată, dar insuficientă. Dacă ar fi jucat contra lui Caruana, probabil Caruana, care calculează mult mai bine decât Van Veli, ar fi găsit apărare și probabil ar fi dominat pe Carlsen. Tură C2, turnia la G4 și acum pe niște mutări, un pic din niște filme science fiction, albul reușește să se apere. Cal E4, damă F5, cal F2, nebun G2. Nu este chiar primul lucru pe care l-ar face un om. Cal G4 și mutarea B4 cu ideea că o să intru cu dama fie pe C3, fie pe D4. E o dominație destul de clară. Șanse foarte mari de câștig. Nu spun că se câștigă. Șanse foarte mari de câștig. În partidă s-a jucat o mutare ciudățică. Rege E1 să-și apere dama. A urmat dama E5, cale 2. Turnia la G4, E4. În sfârșit, v-am spus mai devreme că dama din D2 poate oricând să intre pe H6. Acum a greșit și el, Carlsen. Turn H8 era mutarea corectă, dar probabil că nu i-a convenit să renunțe la dame și la posibilitatea de a-l ataca. Evident, finalul este fără șanse pentru negru. Așa că a acceptat provocarea și a luat și pe G2 un pion. Dacă ar fi avut timp albul, ar fi găsit aici probabil linia câștigătoare. Damă H6, rege F6, damă H4 șah
Și acum, în caz de G5, se joacă dama H3 și se prinde tura. I-a prins tura pe G2. Iar la dama G5 are E5 șah. La rege E5, dama D4 mat. Rege G7, dama în spate. Se capturează tura și regele, incredibil, este în siguranță pe E1. Nu, există câteva șahuri, turnia E2 și nu știu ce, dar în principiu reușește să se apere. Mai departe însă a jucat turn C3, greșit, a urmat turn D8 și a revenit o poziție cu compensație pentru negru, pe care de data aceasta Carlsen a jucat-o lejer, s-a apărat, l-a presat, până la urmă ăsta a început să facă greșeli, i-a intrat cu piesele peste el și la sfârșit, aici avea E5 foarte tare, dar probabil că nu s-a gândit la idei de genul ăsta. A jucat rege G8 profilactic, a mai greșit ăsta încă o dată și a făcut și o combinație frumoasă de final și l-a bătut. Astăzi am avut antrenament cu un elev și m-a întrebat despre cum să îți asumi riscuri inutile, dacă are rost, dacă nu are rost, dacă e bine, dacă nu e bine. Și am ajuns să-i prezint poziția asta și l-am întrebat dacă dama G5 e bine. Pentru că totuși dama G5 sacrifică o piesă și am văzut că ar fi trebuit în mod normal să ajungă să stea mai rău. Cu toate astea, dama G5 a sacrificat o piesă în partida asta, contra lui Van Velli, care nu avea timp, și a reușit să câștige partida. Deci dama G5 pentru partida asta a fost bună. În general, nu neapărat. Dar pentru partida asta, dama G5 a reușit să câștige un punct întreg. Dacă ar fi jucat cal F6, rege F2, dama F4, poziția era egală, nu zic că nu știu ce se întâmpla. Dar așa a complicat suficient de mult lucrurile cât Van Velli cu timp puțin să nu se descurce și să piardă. Deci dama G5, mutare bună. Simplu. Dacă a câștigat, nu pot să-l cert pe Carlsen că a dat o piesă. Pentru că el, Carlsen, a câștigat. Partida asta a fost destul de învigoratoare pentru Carlsen, pentru că atunci când îți trece glonțul pe la ureche, să zicem, când la un moment dat riști prea mult, dar totuși ești recompensat, te bucuri un pic. Și chestiile astea psihologice te ajută mult mai departe. Pe mai încolo o să-ți fie mai ușor să joci. Așa a pățit și Carlsen, care a început o serie foarte bună după aceea. Următoarea partidă este cu Tomaszewski. Dacă aveți întrebări pe partidă, îmi spuneți și revenim dacă e ceva. Carlsen de multe ori joacă precum o engină și cu toate astea deseori nu joacă ca o engină și greșește. Deci mai greșește și Carlsen. Carlsen e și el un om. E simpatic în felul lui. E și el un om. D4, cal F6, cal F3, E6, nebun F4. V-am mai prezentat acum două dăți o partidă de-a lui Carlsen cu Yu Yang Yi. Jucase ceva asemănător. O să vedem și acum că e cam același setup. Cam același, nu e chiar la fel. B6, cole de ăsta. Cole. O variantă de 2 lei, dacă e să mă întrebați pe mine, dar cu toate astea are și ea ideile ei simple. Nebun B7, H3. Și aici, ok, am zis în felul următor. Joci cu Carlsen. Primul rând, nu trebuie să împingi D5, că dacă împingi D5, intri pe cole și e exact ce a vrut Carlsen. Și știi că am mai jucat prostii de genul ăsta. Joacă și tu altceva. Și am căutat la corespondență, am găsit niște idei destul de interesante, dar nu le-aș încerca neapărat într-o partidă de șah normal. Cu toate astea, sunt niște opțiuni bune pentru cine nu are neapărat un sistem la cole. Nebunia de 6. Nebun de 6. În caz de nebunia de 6, bat cu C1. Interesant. Structura asta e destul de interesantă pentru că blochează centru, ține câmpul E5, care e un câmp foarte important în cole, nu se vede clar care este slăbiciunea negrului. În caz că joacă cale 5, am găsit o singură partidă, cal de 5, nebun H2, cale 7. Nebun de 3, rocadă, rocadă mică și F5, cal de 2, C5, haos total. Nu pot să spun exact, stă mai bine alb, stă mai bine negru, mi se pare destul de interesantă, nu știu. O altă idee este să joc de 6, să nu las câmpul E5 și acum să trec în altceva. Cal de 2, cal de 7, nebun de 3, dama E7. Dorința mea este să împing E5, spre exemplu. E4, E5, G6 și nebun H6 sau nebun G7, depinde cu joc complicat. Nebunul pe G7 zicem că nu prea mai are sens acum. O altă idee, H6 și G5.
Cine știe ce se întâmplă? Un fel de hipopotam ciudat. Un hipopotam ciudat. De ce am vrut să vă arăt genul ăsta de variante? Vreau să vă arăt că se poate juca cam orice. Poate să-ți vină orice idee, din orice deschidere poți încerca. Nu e mare stres. Și dacă pierzi o partidă, ce contează? Eu n-aș încerca așa la partidă. Eu. Dar voi puteți încerca. Sunt sisteme. Nebune 7, nebun de 3. Mai departe sunt, e o dezvoltare normală și pentru alb și pentru negru. Am mai văzut asemănător. Dame 2, nebun de 6. Vrea să schimbe nebunii. Tu în fel ai 1. Probabil că o idee bună era pentru negru să schimbe acum. Îi mai face o slăbiciune pe D4, damă de 6. În mod normal n-ar trebui să stea mai rău. Poate are nebun la din B7 mai blocat. Dar ținând cont că nu sunt foarte multe piese și nu mi-e clar cum o să pătrundă albul, probabil că egalitatea este aprecierea corectă. Tomaszewski a jucat însă cale 7, cum a făcut și Yu Yang Gi, dacă țineți minte, a făcut cam același plan. Tură de 1, mutare foarte bună, dar în afara faptului că respectă principiile de dezvoltare, eu nu-i văd sensul. Culmea e că mai încolo o să aibă sens, dar, adică o să se lege toate mutările și asta e bună, dar altfel eu nu văd turnul ăla de 1 sens. Probabil, dacă e să mă întrebați pe mine, este una dintre acele mutări în care albul își îmbunătățește poziția pentru că negru nu mai poate și atunci e o mutare rezonabilă. Turna de 1, cal G6 și a urmat năprasnicul nebunia la G6. HG6, nebunia, damă, ia și cale 5. Cel mai probabil aici albul încearcă planul de mat. F4 și pe aceea spargeri. G4, G5, H4, H5 pe acolo. Cumva, în ceea ce privește atacul, are într-adevăr o piesă în plus, întrucât nebunul de pe B7 nu poate veni în apărare. Dar n-ar trebui să fie chiar câștigată poziția. Desigur, dacă e să mă întrebați, normal că prefer albul, pentru că e un joc mult mai ușor și lipsit de pericole. Negrul nu are contrajoc. Mutarea calculatorului în poziția asta este G5, pe care a făcut-o și Tomaszewski în partidă. Am mari dubii că G5 e o decizie practică bună. Cumva să slăbești regele în poziția asta nu mi se pare neapărat rezonabil. Ce-i drept, nici dacă stai nu e rezonabil, că poate să-ți vină cal F3, cal G5, dar nu știu ce a fost în capul lui. G5, F4, ghea la F4 și acum albul nu a răspuns natural cu ea F4 ca să permită contrajoc de-a lungul coloanei C, ce a făcut mutarea turn F1 foarte bună. Pentru cei care au văzut partida, nu prea are mare haz, dar haideți să încercăm un pic să vedem ce se întâmplă în caz că negrul ar fi bătut pe E3. Dacă reușiți să găsiți ceva forțat, un atac forțat pentru alb. O să vedem ușor, ușor că sunt anumite diferențe în funcție de ce joacă negru. O să vedem, dar mai întâi să vedem varianta principală cu foi E3. Dacă ați văzut partida, dacă știți ce se întâmpla, nu e nevoie să spuneți. Dacă n-ați văzut, încercați să vă concentrați, să dați un atac cum trebuie aici pentru alb. Nu, ia să vedem ce mari maeștri sunt astăzi prezenți. Aici știu eu pe care îi caut. Duc cu primul mare maestru. Călin al doilea mare maestru. Avem doi mari maestri, e bine. Știți sau nu știți cum se conduce atacul aici? Știți, nu știți sau iar îmi pică mie? Cetul ăsta. Mai nu știu ce să-i facem cu cetul ăsta. O mutare. Hai mă, Alex, mă, o mutare. Păi eu stau într-o mutare. Turn F6, poate să-mi bată ghea la F6, poate să-mi bată pe D2. Nu te limita doar la o mutare.
Mai ales când poate fi forțat. Într-adevăr, ai dreptate, Alex, e slăbit la lege, ai șanse de atac, dar aș vrea să văd și o linie, adică nu doar o mutare cu o idee, ok, dar vreau să văd și o linie, vreau să văd dacă reușiți să faceți una. Asta seară beau apă. Asta nu-i bine. Nu o să am damă F... A, damă F4, turn F1, probabil că te-ai gândit. A, și damă G5. Nu merge? Turn F6, GF, damă G4, rege undeva, damă H4, rege G7, cal G4, damă F4. Ducu. Turn F1, damă G5. Cumva îmi permiți nesperat această lovitură. Damă G4, rege H8, parcă nu mai țin minte exact. Rege H8, rege H7, nu contează. Trebuie să mă faceți mat cu ultima piesă, care trebuie să vină în joc. Cu tura. Trebuie să vină cumva și tura în joc. Fără tură, nu se poate face nimic. Ia F6 mai întâi, o să revenim după aceea și pe celelalte variante. Damă G4 șah, turn F1 bună, ea de 2 turn F4. Amenințarea turn H, damă H5, turn G4 mat. Nu se poate apăra de chestia asta. Mai dau și calul aia, asta e, nu contează. Bun, asta e prima idee. A doua idee este aici ce se întâmplă după ea la de turnia la F6, ea la D2. Asta e a doua idee. Nu, nu, damă E3. Deși sunt convins că ar câștiga și damă E3, că ai șansă să câștigi și cu damă E3, mi se pare prea înceată damă E3. Damă H4, turn F1 mai merge ducul acolo, da. Dar probabil că turn F1 direct este mult mai simplu. Bun, acum revenim. Turnia la F6, e la D2. În mod normal n-ar trebui să fie mari diferențe, pentru că totuși... Na, calul ăla oricum îl pierdeam. Dar nu s-a deschis la rege, singur. Da, ai avut. E ia de 2 acum. Nu e foarte simplu. Și nu mi-e clar cât a calculat Carlsen și cât a făcut pe intuiție. Eu oricum îl creditez de obicei cu foarte multă intuiție pe Carlsen. Turn F1, e interesant și ar trebui să fie o mutare bună, pentru că revin pe ce am zis mai devreme, nu? Turn F1 e interesant. Singura chestie e că nu mi-e clar ce mă ameninți cu turn F1. Adică va dura foarte mult timp până când îmi vei face ceva. Țin minte că sunt și unele lovituri tactice când te pui cu nebunul pe F1. Spre exemplu, nebuna A6 la un moment dat. Îmbați, se întâmplă ceva pe partea cealaltă, nu poți să-ți aduci dama la timp, docu. Sunt niște fițe. Dar e o idee. E o idee și turn F1 aici. Din ce țin minte... da, păi turn F7 vrei, dar... Turn F1, cea la D4, de exemplu... Turnia la F7... Turnia... Turn D2 cu aceeași chestie. Daniel e cel mai pragmatic. Probabil că asta este și continuarea cea mai bună. Fără nicio grabă. Turn F1 propus de ducu pățește nebuna A6. Damă H5, să păstreze pe dama acolo. Și aici nu mai țin minte ce propuneri erau nebunia, F1 sau ceva, dar D1 damă e foarte ușoară. Pentru că după turn D1 GF6, regele e în siguranță, întrucât nu există posibilitatea albului de a-și aduce tura în joc. Și atunci ar trebui doar să se mulțumească cu șah etern. Dar ce s-a propus după aceea, după ea la D2, mutarea turnia la D2, e destul de a naibii.
Da, mă, e 7 și trufe 4. Iarăși, nu e un câștig concret aici pentru alb. Dar, stau mai bine, nebunul din B7 în continuare închis, voi continua să atac, damă H5, tură F2, probabil iese ceva. O mutare destul de interesantă, dar nu neapărat un pic prietenească, cam așa ca să zic, este cea la D4. N-am vrut nici să o analizez extraordinar, am vrut doar să vă arăt ce s-ar întâmpla în caz că, pe lângă toate variantele care le-am văzut noi, am include și acest schimb natural de pioni. Nu e neapărat natural, pentru că el CD4 îmi dă mutarea și îmi permite și alte lucruri, dar am încercat să fiu prietenos. Eia la D2. Primul lucru, se repet varianta de mai devreme. Turnia la D2, damă E7, damă F4, damă G5, turn G4, damă H6. Față de varianta cealaltă, unde era C5 și C3, de data asta s-a deschis și coloana C. Albul s-ar putea să nu mai stea la fel de bine. Cred că oricum stă mai bine, dar nu mai stă la fel de bine. Și o altă idee foarte frumoasă este ce se întâmplă în caz că încerc cealaltă idee cu damă H5. Damă H5, gheia F6, damă G4. Există bineînțeles șah etern aici, dar voi forța cu turn F1. Damă C7, în continuare există șah etern, turn F4. Aparent fac matul ăla pe care l-am văzut când erau și pionii aici, da? E exact matul ăla. Dar dintr-o dată se naște posibilitatea de damă C2. Să-și aducă dama pe H7. Nu exista chestia asta. Sau pur și simplu posibilitatea de turn G8, pentru că după dama H5, rege G8 este pionul F7 apărat și nu iau mat. Schimbul ăsta CD4, CD4, v-am mai spus, e un pic prietenește, doar ca să vă arăt ce s-ar fi întâmplat în caz că la un moment dat în timpul partidei, nu știu unde, poate pe aici, s-ar fi jucat ce ia la D4, ce ia la D4, să zicem. Și apoi se continua fix pe ce am văzut noi mai devreme și culmea e că negru reușea să se scoată. Nu e chiar așa. Bun. Turn F1. Evident că în partea a refuzat să joace F3, a văzut turnia F6 și nici nu se calculează chestia aia. Pentru că nimeni nu vrea să joace cu așa un rege. Nimeni nu vrea. Riscă prea mult. Și atunci a jucat cal de 7 în partidă, damă H5, cal F6, iarăși semnul întrebării, pentru că negru repetă poziția în timp ce albuș mai îmbunătățește dama. Nu are cum să fie bine. Dacă bătea pe E5, deja era cam târzior. Atacul albului vine ușor. Dama H4, bună să nu repete. Și a jucat damă D8. În caz că bate pe E3, se întâmplă exact la fel cu același mat care l-am mai văzut odată. Damă D8, foarte șmecher, că la un dat va schimba damele. Dar, din păcate, pentru el, ca să schimbe damele, trebuie să facă o concesie. Concesia s-a numit că și-a strigat structura de pion. Ne oprim un pic. Albul a jucat o deschidere de 2 bani. A obținut un avantaj de 2 bani, pe care, la un moment dat, a prins niște momente. F4, ghia F4, turn F1. Aici, la mutarea 17, a prins niște fițe tactice. Ar fi urmat o partidă tactică interesantă după feia la E3, cu sacrificii, cu mat, cu nu știu ce. Nu a fost să fie. S-a ajuns pe chestia asta. Negrul a reușit să se apere de amenințările tactice, dar a făcut o concesie și a ajuns să stea un pic mai rău strategic. În momentul ăsta, Carson l-a executat. Îi face multe slăbiciuni și îl bate pe slăbiciuni. Ce vreau să vă arăt? Capacitatea jucătorilor buni de a se adapta la poziție. Mai întâi era tactică multă, acum e strategie. Nu contează pentru el. El se adaptează la poziție, găsește cele mai bune mutări, joacă la câștig, câștigă partida, se duce acasă fericit. Și asta e. Mai departe, nu prea a mai avut sens, tură B8, B3 profilactic să aibă toată structura apărată, A5, turn C7, i-a mai luat un pion, i l-a dat și pe al doilea și a cedat în poziția asta. Lumea zicea că ar fi trebuit să mai joace, dar nu mi-e clar la ce să mai joace. Adică nu-mi dau seama dacă mai are sens să mai joace. De obicei cedăm în momentul în care nu mai avem contrajoc. Dacă nu mai avem contrajoc, nu mai avem chef să jucăm, că nu putem face nimica. Din cauza asta, mie mi se pare că a fost un moment prielnic ca să cedeze pentru negru, întrucât el nu mai poate să mai lupte pentru nimic.
Paida a fost destul de dură, putea fi destul de dură, dar până la sfârșit a fost o pardă tragică, strategică. Cu toate astea, a fost o trecere aici, din strategie în tactică și apoi în strategie. Cine se adaptează perfect la schimbările astea de ritm și de poziție, are mari șanse. În continuare mai vedem un filmuleț. Este un filmuleț de la o sesiune de pregătire de-a lui Magnus Carlsen. Băiatul din dreapta e Fresine, Laurent, un francez. Iarăși Carlsen joacă o deschidere de 2 lei, cred că un Trompovski a jucat, nu mai țin minte. E un blitz frumos. Dăm un pic mai încolo. Francezul reușește la un moment dat să aibă ceva avantaj. Îl pierde ușor, ușor. Și aici este replica celebră a lui Carlsen cu too weak, too slow, adică prea, prea slab și prea încet. Joci prea slab și joci prea încet. Mai face puțin mișto de el. Amândoi râd, sunt prieteni. Dar ce vreau să vă arăt e următoarea chestie. Ia pionul de pe H6. Și aici este foarte interesantă următoarea chestie. Gândiți-vă că joacă pe o secundă, două, da? Deci nu e ca și cum a stat să calculeze foarte mult poziția. Tură G2 e forțată, întrucât i-a atacat tura și nu te retragi pe negre. Normal a preferat să se retragă pe G2. Nu a calculat ceva propriu-zis. Pur și simplu a făcut o mutare din mână. Aici însă, el calculează. Pune mâna pe regele de pe H6 și se uită prima oară la mutarea rege G6, care e o mutare naturală. Dar observă următoarea chestie. Observă acest mat. Priviți-l pe Fresine, că era cu mâna, voia să mute ceva. Un ultim mișto și asta a fost partea lui Carlsen cu Fresine. E bunicel Carlsen așa. În spate vedem o rachetă de tenis, vedem sucurile lui de portocale, carte de finaluri. E și el un om. Trecem mai departe. Sper să vă placă aceste videoclipuri. Îmi spuneți dacă vă plictisesc. Bun. L-a cam distrus pe Tomaszewski. Următoarea a fost cu Elianov. Fie vorba între noi, o partidă fără istoric. Chiar nu mi-a plăcut partida asta. S-a jucat o catalană, modestă, negru joacă cinstit. Teoria mare și jucată des este C6 și sunt unele idei cu A5 dacă vrea să complice. Iar a jucat mutarea mai puțin jucată, cale 4. Nu e mutare rea. Urma de pun F4. Aici nu merge G5 din prima, întrucât atârnă pionul pe C7. Altfel n-are sens. A jucat întâi C6 ca să nu mai atârne pionul pe C7, după care a dat G5. Negrul însă ce face? Negrul se pregătește să treacă într-un zid de piatră, să joace mutarea F5, în care nu mi-e clar că albul a făcut o dezvoltare extraordinară. Nebunul ăla pe F4 nu văd ce caută. Într-adevăr, negru a pierdut un tempo cu nebun B4, nebun E7, dar și albul. Nebun de 2, nebun F4 și nebunul oricum nu stă foarte bine pe F4. Cumva aici, mie nu-mi place poziția albului. Dacă ar fi jucat, aș juca calcetei în partidă, care e modest. Dacă juca cale 1, F5, F3, ideea e să joace o poziție de genul ăsta, Carlsen ar fi avut posibilități lejere de a egala. O altă idee, cal D2. Dar și asta nu prea mi se pare extraordinar. Cumva consider că deși albul ar trebui să stea un pic mai bine strategic, nu-i mare șmecherie. Deci încă o variantă scoasă de la naftalină de Carlsen, cale 4. Cal C3. G5. Destul de ambițios. Ce-i drept, aici albul putea să nu se sperie. Putea să joace liniștit nebun C1, cal D6, la F5, P3. Poziția asta e apreciată de calculator ca fiind avantaj la alb, dar nu e. Adică albul își va pune nebunul pe B2 foarte bine, dar nu va avea ce să atace. N-are cum să atace în E4, n-are cum să atace în D5, în timp ce negru poate veni odată cu matul, cine știe. E apreciată greșit poziția asta de calculator. Cal D6 ar fi jucat C5, cal P5 și G4 și H4. Destul de interesant. Pare interesant.
Dar în partea a jucat modest, nebunătrei. Mie nu mi-a plăcut mutarea asta, mai ales că stă pe următoarea chestie. Cal D6 cu tempo, în C4, B3, cal F5. De remarcat că și Elianov nu e un fraier. Acum, în mod normal, probabil ar trebui să iei în calcul retrageri de nebun, numai care G4, se pierd pioni. Și atunci, el ce face? El cum gândește genul ăsta de poziție? Dacă am mers în față, continui să merg în față. A juca G4, cale 3, fea la E3. Pe termen lung, poziția albului poate nici nu e chiar așa de rea. Pentru că dacă reușește cumva să împingă E4, să schimbe slăbiciunea, poate face o presiune pe F, poate. Nu vreau să-i vând poziția albului, dar nu stă chiar așa de grav. Asta pe termen lung. Pe termen scurt, Carlsen, nedezvoltat fiind, a găsit resursa B5, care mi-a plăcut foarte mult. Încearcă deja să preia inițiativa. E un sacrificiu destul de interesant. În caz că acceptă sacrificiul, își termină dezvoltarea și nu se vede exact care e pionul în plus. Adică pionul B3 ar trebui să fie în mod normal pionul în plus, că e singurul care nu are oponent, dar ținând cont că am slăbiciunile alea pe E2-E3, nu mi-e clar că albul are ceva. Nici negru nu mi-e clar că stă mai bine, dar e o poziție de joc, exact ce vrea Carlsen. B5-E4. Un pic de haos. Calculatorul știu că recomandă o chestie de genul D la C4 să rămână cu un pion în plus sau B la C4 și am văzut după aceea și alt comentariu al unui mare maestru tot așa cu B la C4. Ăla nu e un pion care se ia. Ăla este exact scopul albului. Să te facă să te duci pe pionul de pe C4, să iei un pion amărât, ca după aceea să încerce și el ceva pe flancul ăsta, să vină cale 4, să vină spre rege. Nu zic că negru nu se apără aici, zic doar că este inutil pentru negru de a intra în poziții pe care și le dorește albul. Îmi pare de a juca B4. Mai bine, zic. Dacă ar fi jucat ca la 4, negru putea să egaleze destul de ușor. Deși nu pare, centrul acesta de pion, E4, D4 și C4, care aparent sunt buni și ocupă nu știu ce, se pot dovedi oricând foarte slabi. De asemenea, negrul are poziția destul de ok, are structură rezonabilă. G5-ul e cam hazardat, într-adevăr, îi cam strică poziția, dar are pereche de nebuni, are la ce să joace. Nu stau să dau o apreciere concretă, pentru că nu-mi dau seama exact dacă stă mai bine cineva. Mi se pare că e rezultat de 1x2. În partidă, însă, albul n-a rezistat și a făcut mutarea aia la D5, un sacrificiu intuitiv mai mult, nu neapărat corect. B la C3, D la C6 și acum Carlsen joacă foarte frumos. Mai departe putem chiar să urmărim partida, întrucât Carlsen reușește cumva să nu se sperie de amenințările albului. F5 bună, G la F5, F5, damă de 5, odată cu schimbul damelor, finalul devine mai ușor. Cu toate astea, dacă stăm să ne uităm, albul chiar are la ce să joace. Are pionii ăștia în centru foarte periculoși. Are nebunul ăla de pe G2 care ține toată diagonala. Singura problemă că i-are și că nu face nimica cu ei. În caz că negru reușește să facă o blocadă sau să înceapă să îi atace, pionii cad ca spicele. A urmat cala 6 foarte bună. Pregătește blocada. Turna la C1, cal C7. Cale 5 și acum a jucat F4. Mutarea foarte grea din punctul meu de vedere este nebun B4. O să vedem după aceea care este idealul nebun B4. Mai întâi să vedem turn de 8, turn C3, cal de 5 și C7 acum. Calea la C3 și pică la sfârșit pe A8. Și diferența va fi foarte, foarte greu sesizabil. După nebun B4, cea mai bună am găsit cal C4 ca să dea cumva să încerce să dea A3. Să-i dea nebun la o parte și acum în caz că revenim pe aceeași poziție, nu are posibilitatea de C7 întrucât tura nu controlează câmpul C7. Nebun B4 însă o mutare grea pe care nici Carlsen nu a făcut-o. A jucat F4, care obiectiv vrea să ia câmpul E3, să nu-și poată apăra pionii la un moment dat, dar de asemenea și scoate nebunul de pe C8. Poate are planuri mari pentru nebunul ăla, deși nu cred. În caz că iau pionul pe C3 acum, urmează blocada. Nu se mai poate trece. Nu se vede ce mai face albul mai departe. Negru își termină dezvoltarea, bineînțeles, va câștiga pentru că are piesă în plus. A urmat cal C4, turn de 8,
S-a ajuns fix pe poziția pe care v-am spus-o mai devreme, doar că erau jucate și mutările A3 nebun F8 intermediar, C7, iar poziția asta, deși negru stă un pic mai bine, albul n-a fost în stare să joace cinstit și a pierdut foarte repede. Cumva nu avem ce să analizăm aici, a reușit albul să se autodistrugă. A încercat niște șapuri pe aici, nu i-au mers. În caz că ar mai continua două, trei mutări, ar mai da și el niște șapuri. Se termină șahurile, fac damă sau îl fac mat. Partida asta nu prea mi-a plăcut, pentru că mi s-a părut că Elianov a încercat doar să vină în față, dar nu a fost foarte ferm. A vrut el să facă ceva, după care ușor, ușor, cred că s-a demoralizat și a zis, hai totuși să încerc, dar nu a crezut în șansa lui. Nu prea îl văd pe Eliano fericit cu genul ăsta de poziție. Nu prea cred că a avut la ce să spere cu adevărat. Cumva l-a bătut Carlsen fără probleme. Ia să văd ce ați mai spus. Stai o secundă. A câta lecție o veți numi? Nu înțeleg. Pot să mă mai întreabă o dată, Andrei, ca să înțeleg. De ce ați dat Tomaševski în alb? Era cam egalitate pe... Se zice era cam egalitate? Mie nu așa mi s-a părut. Am doi pioni în plus, Alex. Nebunul de pe A8 nu are niciun viitor. Pionul ăsta de pe A5 se va dovedi foarte tare. Pionul de pe C3 va putea fi el și el ușor, ușor împins. Cal B6, C4. Și plus de asta, negrul nu are contrajoc. Cel mai degrabă asta e motivul pentru care și-a cedat. Nu are pic de contrajoc. Regele albului e în siguranță, deci nu poți să-i faci nimic. La o adică o să-mi aduc și tura asta în joc. Nu știu, în cel mai rău caz, pe aici. N-ai ce să-mi faci. Fără contrajoc nu se poate juca. Motranu, bună seara, bună seara, îmi plac amândouă video. Vă mai arăt videoclipuri oricum. Nebunul din G2, ce să zic? Aparent el stă bine. Asta e chestia, Justin. Deci aparent el stă bine. Dar de fapt, dacă ar fi să fie mai bine, cumva ar trebui să fie nebun de negru. Să zicem așa. Așa ar fi mai bine. Important la nebuni nu este să își apere pionii din centru. Important la nebuni este să sprijine câmpul din fața pionului. Spre exemplu, cel mai simplu vă este de înțeles chestia asta pe pozițiile cu izolat. Unde nebunul cel bun este nebunul de câmpuri albe. Este nebunul care controlează culoarea din fața pionului izolat. Deci nebunul de pe G2 acolo nu era bun că doar își apăra pionul, e ca și cum ar fi avut nebunul pe E3 aici care e prost. Pentru că el ține doar pionul. Slab. Un engine de șah bun, nu știu. Ceri. Ce număr vei... Nu eu le numesc. Nu știu cât o să... Nu știu la cât am ajuns. Habar nu am. Dar le găsiți pe toate în arhivă. Intri la fiecare și te uiți câteva minute, vezi cam care e. La astea, de exemplu, la precedent am pus analiză de parte Dieter Nisipeanu. Acum va fi analiză de parte de Magnus Carlsen. Așa se va numi, dar nu știu ce număr e, că nu mai țin minte. Bun, închidem asta. Și ultima partidă, jucată ieri, este partida cu Adams. Hei, ce s-a întâmplat? De ce a făcut așa? Sper că se vede bine. Ia să vedem. Cam așa. Sper să se vadă bine. Îmi pare rău că s-au mutat un pic astea. Mai greșesc și eu. Ultima partidă jucată ieri, parcă, de Carlsen cu Adams. A fost ceva ce eu nu am putut să înțeleg.
A4, asta e o mutare dubioasă, dar am mai făcut calsă de astea. Cal3 deja e o mutare halucinantă, dar eu am desenat deja ce se va întâmpla în partidă. Cal2, Cal3, Cal5, sacrific pe H6 și îl fac mat. Și culmea e că aici chiar s-a jucat o partidă de corespondență în care albul a încercat Cal5 și D4 mai încolo, dar nu a avut mare succes. Negru a reușit să egaleze. Cal2 e o noutate, n-are o valoare extraordinară, întrucât Carlsen nu vrea să facă ceva neapărat în deschidere. Se mai freacă pe aici piesele, n-am înțeles nimic. S-a ajuns în poziția asta dintr-o dată, da? Mutarea 15, asta i-am ajuns în poziția asta. Egal. Din punctul meu de vedere, egal. Cu toate astea, contează cum privim lucrurile. Carlsen era lider, Adams era ultimul loc. Carlsen se gândește cum să-l bat pe Patzer, Adams se gândește ce bine ar fi să facă o remiză cu asta. Din cauza diferenței este de perspectivă, e normal că singurul care să aibă șanse de câștig să fie Carlsen. Așadar, el poate să joace orice în poziția asta, întrucât Adams oricând va fi dispus să facă remiză. În felul acesta, Carlsen nu riscă nimic și va juca totul pe cartea atacului, va încerca să pună cât mai multă presiune, va încerca să schimbe mereu caracterul poziției, are numai bonusuri, în timp ce negru Adams în speță nu prea știe ce să facă, el vrea remiză. Cale 3, cal C8 foarte fină, cal F5, cale 7 să-i schimbe cale. D4. Nu merge bătaie pe F5 că se pierde un pion. Ia la D4, cal D4, turn E5, cal G3. Oarecum l-a lăsat cu tura aia pe E5 slabă, dar nu se pierde tura respectivă. Cal G6 bună, damă C2. Și aici o mutare destul de ciudată, C6. Mutarea C6 este slabă deoarece îi permite albului să joace la ceva. Spre exemplu, s-a slăbit pionul de pe D6. Pe termen lung voi veni turn de 1, mă voi tripla pe D, voi veni cal pe F5, cal pe C4, nu știu, o să-mi fac niște idei că am ce să atac deja. În lipsă de C6, nu mi-e clar să vă spun care este avantajul albului, probabil nu este. Dar o să pună presiune pe el și, bineînțeles, dacă e slab, va greși. Și asta e, dar nu e ceva concret. Mai departe a urmat C6, tura de 1, damă C7. Și aici cred că este un moment foarte bun să stăm să ne gândim un pic cam ce am vrea să facem cu albul. Cum am putea să jucăm la câștig poziția asta? Sper că aici e momentul, nu-mi dau seama. Da, cam asta. Gândiți-vă, deci, cum să joc la câștig poziția asta cu arma. Ca plan de joc, nu-mi spuneți o singură mutare. Încercați un plan de joc. A trecut o oră, a picat cetul. Specific. Nimic. Iar ce tu, iar sau nu vorbiți voi? Planul trebuie să fie destul de lung. Nu vă mulțumiți cu un plan de o mutare, da? Deci aș vrea chiar să-mi faceți un plan pe termen lung în ideea că negru nu face chiar ceva activ. Deci negru o să stea calm, o să încerce să se apere pe cât posibil, dar nu va face ceva activ. Vă aștept. Un engine bun de șah, ce să zic? Eu folosesc Houdini 4 și de asemenea mai folosesc Komodo, care este și el foarte bun, dar merge un pic mai greu.
Alex, atunci când stai mai bine strategic, nu ar trebui să-ți ardă de sacrificii. Când stai mai bine strategic, îl bați pe ăla strategic. Nu trebuie să complici lucrurile. Că de asta stai mai bine strategic, ca să câștigi strategic. Cel mai probabil. Poate te poți dubla PD. Dublarea PD e strategică, nu e o chestie de sacrificiu. Deci e ok. Ține cont că el a plecat cu calul din Ghel de la F5. Poate nu vrea neapărat să stea cu calul pe F5. Mai riscă idei de cale 4, poate, nu știu. La un moment dat, zic și eu. Damă de 2, F4, cal de la F5. Ok. Presiune maximă pe D6, oricum, cam asta vrei să-mi spui cu damă de 2. Trebuie însă să fii atent că fiecare împingere de pion îți slăbește puțin poziția. F4 va fi pionul de pe F4 slab și E4 rămâne slab pentru că nu-l aperi. Deci cumva trebuie să fii atent dacă chiar îți merge chestia asta. Nu mă pronunț dacă îți merge sau nu pentru că nu știu. Dar mi se pare riscant un pic. Prea te arunci, prea te arunci. Poți să nu te arunci. Adică să joci mai lent. Cal F5, turn de 2, turn... Da, dama, să zicem dama pe E3. Nu-mi place neapărat câmpul E3 de damă. Ce nu luați în calcul? Bine, v-am și zis eu. Eu v-am zis că negru stă cu minte. Dacă negru totuși ar vrea să egaleze, are o idee simplă de egalare. Poate să joace D5. Și dacă reușește cumva D5 și să schimbe cum trebuie pionul de 6, nu mai e avantaj. Prima mutare chiar contează, deci prima mutare foarte bine duc. Hai să ne obosească un pic ducul. Deci C4, B3, cal B3, aoleo. Stai să mă gândesc să-ți dau un motiv pentru care cal B3 nu e o mutare la care trebuie să te gândești. Stai să-mi vină vreun motiv. Cred că cel mai bun motiv este faptul că tot planul tău, în caz că îți reușește, îmi permite mie mutarea D5 și m-am scos. Cred că așa te determin cel mai ușor. Aș fi încercat și altceva, dar dacă îmi joci cal C4, cal B3 și C5, o să joc D5 pe lângă. Și n-ai rezolvat nimic. Sper să țină argumentul ăsta să te convinc. Pentru că eu aș vrea de fapt să-ți spun că cal B3 nu-mi place pentru că e o piesă care se duce unde nu își are locul. Calul stă bine pe D4 și ai văzut că majoritatea îl duc pe F5. Pe B3 nu e neapărat partea ta. Momentan. Cu toate astea, ducul a găsit foarte bine prima mutare, C4, pentru că este mutarea care nu-i mai permite negrului să aibă contrajoc. Voi juca C4, iau mereu contrajocul cu D5, nu va mai avea această spargere, numai că nu mă gândesc neapărat să împing C5. Ai văzut ducul? Și ia să-ți arăt mai departe și altă fiță. C4 e rezonabil pentru alb, nu stă colosal, dar stă un pic mai bine. Am încercat un joc pasiv al negrului, întrucât nu are posibilitatea de D5. Cal F5, am identificat slăbiciunea, dama C3, pregătesc foarte multe sacrificii. Spre exemplu, turn 8 cal G7 și la regea G7 cal H5. Fițe. În caz că stă, cum zicea și ducul, dublare PD? Nu. B3, H3, F3, poate un rege H2 la nevoie, după aceea dublare PD. Calm, liniștit. Eu făcea cal să-n pasta, vă zic, cap-coadă eu făcea. Dar așa eu făcea. Bine, poate nu se slăbea cu H3, poate eu m-am slăbit prea mult cu H3 chiar. Dar eu făcea, n-avea nicio treabă. Cum s-a jucat în partidă, negru nu și-a apărat corect șansele. Să zicem, a permis aici niște lovituri foarte simple. Turneu cal de 6 după aceea. Practic, să zicem, negru n-a avut nicio șansă. Și cumva lui Carlsen i s-a și legat pe tablă, i s-au legat mutările. A încercat ceva contrajoc,
dar a avut foarte mare noroc asta, nu? Rog, turne 2, GF3, cal G5. S-a scos pe acolo. Aia a fost un pic miraculos. Rege G2, finalul stă clar mai bine. Dar, iară ce m-a uimit foarte mult, nu mutarea cal F1 în sine, că na, cal F1 e rezonabil să-ți aduci calul mai bine, ci faptul că el chiar are un plan. Ăsta e calul din F5, nu? Care cal a venit la F5? Aha. Deci e calul din... Da, e calul. A făcut cal F1 cu ideea cale 3. E uluitor cum le vede Carlsen. N-are niciun stres. Ăsta vine cu pionii să facă dame, ăsta se duce și ia pionii. Nu mulți ar reacționa așa. Mulți ar încerca să ia contrajocul adversarului. Nu, el a calculat suficient de bine, a văzut că nu pățește nimic. Cum o fi văzut că nu pățește nimic, nu pot să înțeleg. A ajuns până la urmă cu calul unde trebuie, și anume pe H4, poziția e ținută. Probabil că s-ar fi câștigat ușor aici, dacă ar fi plecat din tura de pe D2 să nu stea pe șahuri. O să vedem. Nu merge să vină cu regele. Iar în caz că joacă G2, stau pe aici cu piesele. Nu, pur și simplu nu are ce să mai facă negru. Dar a rămas pe niște lovituri tactice. Spre exemplu, după G2, nu prea merge rege H2 că îmi vine cu fițe cal G6. Bate G6, bate pe F3, fițe de genul ăsta. Dar încă și aici are chestii bune. Cal H4, turn A2. Nu mai faci damă, dar eu o să fac. Iar la HG2 se schimbă și se ajunge într-o poziție asemănătoare cu partida. Cu toate astea, B4 este totuși o greșeală pentru că îi permite această fiță. Cumva era mult mai câștigat dacă ar fi jucat turn de 7. Urma G2. Nu avea sens rege H2. A dat din prima materialul și se ajunge în finalul ăsta. S-a mai jucat un pic. Alba a încercat să promoveze puțin. Și aici a urmat F6, care, fie vorba între noi, nu e chiar cea mai bună mutare. Rege D7 este continuarea cea mai bună. Nu pot să zic clar că am găsit câștig pentru alb. Mi se pare că, la un moment dat, e un pic dubioasă poziția. M-am dus cu pionii. Rege C7, o să revin. M-am dus cu pionii, în caz că se schimbă turele, mă intru cu regele, fac dam. Simplu. Dar în caz că nu se schimbă turele și stă acolo cu regele, nu mi-am dat seama exact cum pătrund. N-am găsit cu adevărat modalitate. N-am găsit. Stau foarte bine, dar nu am găsit cum să câștig. Nu pot să intru cu regele la G8 care cal de 6. Dacă aș încerca poate să intru cu regele spre C5, trebuie să fiu atent la cal G7. Nu sunt ferm convins cum se câștigă. Bănuiesc că se câștigă, albul are avantaj cert, ar trebui să se câștige, dar nu sunt pe mutări, nu n-am găsit exact cum se câștigă. În partidă însă asta cam sfeclit a jucat F6 și n-a opus foarte mare rezistență. Și întrucât oricum era pierdut, a jucat și cal D6, o să revenim un pic. Și mașina i-a găsit cele mai bune mutări. Și a făcut da. Din nou, o ultimă apărare era acest cal F6. Turn A6. Și aici, în caz că albul forțează cu F6, există această apărare. Care e foarte interesant că poziția asta, dacă ar fi cu negru la mutare, ar fi remiză. Dar întrucât e albul și joacă rege D5 sau rege E5, se câștigă. Negru ar face remiză cu mutarea turei 7, mi se pare. Turne 7 sau turn de 7, poate. Turne 7 sigur face remiză, din ce țin minte. Destul de interesant. Două alte clipuri, tot așa, care le-am mai selectat pentru Magnus Carlsen, dacă ar și porni. Așa. E un clip destul de interesant care ne-l prezintă pe Magnus înaintea partidei lui cu Ivan Ciuc. O să sărim peste moment, a plecat el la baie ce a fi făcut pe acolo. S-a întors până la urmă. Șmecherește, dă mâna, se strâmbă, dar e nervos. Bineînțeles, partida a pierdut-o lamentabil.
E o partidă pe care o găsiți, vă recomand să vă uitați pe YouTube la videoclipul Carlsen vs. Ivanciuc, o să găsiți. O să vedeți și partida, e destul de spectaculoasă, la sfârșit cea chiar o ieșire interesantă. Ăsta, Magnus, se supără, nervos, în jură, face ce vrea el pe acolo. Asta este unul în videoclip, iarăși, care mi-a plăcut mie destul de mult, cu ce s-a mai concentrat el aici, dar foarte nervos înainte de partidă, ceea ce ne arată că totuși e și el un mic omuleț. Și cea care m-a impresionat destul de mult este după ce a câștigat parcă Rapidul sau nu mai simt, Rapidul sau Blitzul, nu mai știu, a câștigat, a primit și el o medalie și au cântat imnul și cumva marele campion mondial chiar s-a emoționat și a vărsat și el o lacrimă. E om și știe ce vrea, are anumite lucruri care îl motivează. Campion mondial la clasic, campion mondial la rapid, cel mai bun jucător din lume, îl motivează chestiile astea și de asta rămâne în continuare cel mai bun. Cumva ceilalți poate își doresc la fel de mult, numai că nu sunt la fel de în stare. Ăsta cam dovedește că e cel mai bun și o să mai rămână pentru o perioadă cel mai bun jucător. Până vin alții, bineînțeles. Așa. Acum. L-am văzut pe Magnus Carlsen. Pentru data viitoare o să facem partidele la Gibraltar. Poate se maturizează, poate devine și el un om normal, cine știe. O să vedem niște partide de la Gibraltar. În primul rând o să vedem partidele șocante, upset-urile. Atunci când face seed remiză cu Anand, chestii de genul ăsta, cam partidele astea mă interesează pe mine, nu neapărat cum câștigă numărul, cum câștigă Hikaru Nakamura la un 2300. Mă interesează când o mai sfeclesc și ei și mai comit greșeli, mai câștigă și ei aslabii, mai fac o remiză aia aslabii, asta mă interesează mai mult. Bun, sper că v-au plăcut partidele lui Magnus, sper că v-au plăcut și videoclipurile. Sper să vă găsiți de fiecare dată câte un model demn de urmat, de la care să încercați să preluați ce au ei bun. Dacă nu vă ajunge un Magnus Carlsen, mai sunt și alți jucători foarte buni de la care puteți să preluați idei, fie de șah, fie de viață, fie de pregătire, fie de stil de joc, ce vă vine vouă. Șahiștii sunt și ei. Sunt și ei oameni și merită urmați. Vă mulțumesc frumos pentru poate despre Underdog. Vă mulțumesc frumos pentru participare și ne vedem miercurea viitoare tot de la ora 7. În caz că nu ne vedem, este și posibilitatea asta, o să las un mesaj, cel mai probabil o să las un mesaj pe chat aici, dar și pe Facebook-ul Șah pentru toți. Bine atunci, v-am lăsat, o seară bună, la revedere!